Hai ne rog mei și bine un nou episod, astăzi suntem pe noi Tiger Ghost pe seria noastră principală, dar înainte să drum la videoclip, nu uitați să lăsați și voi un like, un share, un subscribe și un follow pe Instagram pe care le găsiți jos în descriere. Astăzi vreau să facem Titanul la plus 8 sau să încercăm cel puțin să-l facem plus 8. Ideea e că am cumpărat eu 200 de cl am dat 2 în 70 pe ele, am ales acum din depozit. Avem exact aici pe un cont mic, un cont de pe schimbă, să nu umplem inventarul pe Ninja la 2 70 le PL, plus pe upgrade plus pe perle, avem undeva la 3 o investiție momentan. Scutul este plus 5, a în videoclipul anterior când a ieșuat, când a ieșuat la plus. Dar, na, trebuie să mă pun acum să deschidă cuferele astea la mine lui, să vedem și noi câte celeuri și câte best ne pică. Uh, mă rog, critici, pe de dar de la nu ne avem nevoie momentan. Momentan ne trebuie doar zeurile și uh, blesturile, blesurile, așa că hai cu cât mai multe punem un stop cadru acum și revenim la final când le terminăm deschis pe toate 200. Hai că am deschis toate cele 200 de celeuri și ne-am dat un pic cam gherla dacă mă întreba să vine. Doar 7 zeuri și 9 blesări. Dar aia eu o să încercăm, o să încercăm șansa cu, cu doar cu atâtea. După aia o să-l întreb să, să văd dacă mai vrea să mai, să mai deschid de cele ori. Ideea e că am băgat 3 one doar pentru 7 zeuri, ceea ce este foarte, foarte, foarte prost, după, după părerea mea. Mă așteptam la un 15 zeuri, să zic, din 200 de, cele ori, dar n-a fost să fie. Revenim pe Ninja când îi dăm plusurile. Gata, băi, am ne pe Ninja. Da, -am uitat să uitat să-mi dau minereile astea, că apare n-avem absolut deloc pe cont. Avem doar 8 zeuri. Nu dați seama că șansele sunt extrem, extrem de mici să iasă din, din prima. Dar eu o să fac niște pergamente de alea de război, de 100% la plus 4, și anume 3 bucăți. Și o să vedem la babă să vedem dacă avem noroc sau sal. Dacă avem gneun, luăm și vraja karma, o punem pe, pe noi. <coughs> <coughs> în cazul în care avem noroc, îi dăm direct la plus. Hai să vedem. Am auzit că sunt scară văzătoare. Acceptă. Asta avea ceva ghinion. Bă, uite, am presimțit-o. Așa că vom pune vraja karma. Și hai să vedem. Plus 6. A mers. Bun. Plus 7. A ieșuat. La a doua la plus 6. A ieșuat. Plus 5. A mers. Plus 6. A ieșuat. Plus 5. A mers. Plus 6. A mers. Și plus 7 n-a fost să fie, e din nou plus 5, nu mai avem zeuri, din păcate, exact ceva ne să avem foarte, foarte puține zeuri. Nu știu, o să mă cu tisi, o să vedem dacă mai băgăm bani, dacă mai are sens să mai băgăm bani în el, sau dacă mai așteptăm până mai sângem niște celeuri, poate vedem cum facem noi dros de niște zeuri, dar, na, revenim cu, cu cadrul. Bun chat, e a doua zi, e ora 9 fără 5 minute și vă că vreau să bag la supermetine. Așa că trebuie să mergem să ne luăm și noi armura și brățarea de la Seon Hai, parcă îl cheamă. Da, și mi-a dat și crește clientul, Anaki. Bun, am schimbat și eu clientul. Hai să mergem să luăm armura, să vedem dacă ne intră și nouă ne atac pe ea. Hai că ne intră dacă e. Adaugă și evident că a ieșit. Și acum trebuie să intru eu pe să luăm și brățarea de pe șaman. Bun, am intrat și pe al doilea cont. Să vedem dacă ne reușește și nouă bonusul pe brățară și evident dacă e ceva bun. Uh, din am mai prins eu așa 40 atac, 35 atac, dar uh, direct de la Seon Hai să minte direct bonusul de adaugă, n-am prins niciodată ceva bun. Hai să vedem, mai așa și pe brățară, deci momentan nu avem niciun bonus adăugat pe niciun item. Acum începe și evenimentul cu supermetine, așa că o să trebuiască să mergem să deschidem și niște cufere cu pește pentru... Uh, zi, pentru medalie, Așa că ne revedem din bazar. Bun, hai că am cumpărat 8 cufere. E undeva la 10 caca bucata. Mi se pare ca mult, sincer. Dar, na. Hai să vedem dacă luăm și noi medalia din 8 cufere. Cam greu. La una adaugă. Uite-vă medalia. Bine, mă. Și nu mai deschidem. Pasele păsă. Ne-a da și un schimb ăsta cu B. O să-l o să băgăm pe Titanul la probabil, pe care le a TC în depozit. Dar, E bine, chiar de data asta că ne-a dat medale destul de bine, plus că mai avem și aici încă 5 cufere pentru data viitoare când o să am nevoie de, de medalie. Așa că le băgăm aici în depozit și mergem să căutăm supermetine pentru că a început și evenimentul, avem o nușă avem medalie, avem timp și pe alchimie. O să mergem să batem la metine de 4 și de data asta, pentru că la ultimul eveniment am bătut map 2 și am văzut că o persoană dintre voi mi-a zis să merg în vale, să încercăm și în vale. Și asta vom face acum, mergem și batem în vale la metine de 45. După 30 de minute de căutat, am găsit și eu în sfârșit un metin. Hai să-l filmăm, mă rog, să filmăm, să vedem dacă rezistăm și cum rezistăm. Damage-ul este de 5,7 am văzut acolo. O să dau un non-stop nu o să fugă absolut deloc, să vedem dacă rezistăm. Și am luat stan. Deci am aflat măcar că dacă luăm stan nu avem șansă să, să rezistăm. Dar o să stăm în o să vedem dacă nu luăm stan dacă rezistă contul. Bă băieți, am înțeles de ce n-am rezistat mai deloc la metinul ăsta, pentru că au fost 10 Metine N-a fost buchet de 5, a fost buchet de 10 Metine, deci de nu, da, n-am rezistat eu. Ideea e că nici măcar nu văd dacă a picat vreo, vreo fasole, ceva pe aici. Am văzut că pietre nu prea sunt. Mă rog, nu sunt plus 4. Dar uh, văd fasole nu văd deloc și poate mi-a picat și n-am văzut-o. N-am nici o mică idee. Nu prea am cum să văd drop-ul. Că e foarte, 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 foarte mult. În fine, hai să vedem primele 10 cărți. Lovitura spiritului. Uite, avem un tăiș din primele 10. E bine norotrovitor, izbitoră, sferă, suflet lupului roșu, ambuscadă, reflexie, săgeată de foc. O să revenim când o să încercăm să batem un buchet de 5 metri, ca să de 10 metri am văzut că nu poți să le bat, trebuie să fug un pic din la ele. O să schimbă ch urile oricum aici și o să, o să bat pe fiecare CH. Și da, voi o să vedeți când o să revenim ori la finalul fiecărui buchet, ori când am cum am zis și mai devreme, când încercăm un buchet de 5 metri, ne vedem dacă pe la putem să-l batem sau nu. Bun, încă 10 metri nebătute, de data asta avem și o fasole, am văzut-o. Hai să vedem altceva dacă mi-a picat. Pumnul la rulant, zburător, săritura lupului, foc repetat, puterea vieții, ploaie de săgeți, o travă subtilă, sfera sabiei, reflexie și săritura lupului. Am mai găsit un buchet chat, dar M-am gândit mai bine și tot nu avem cum să-l bat în direct, să văd dacă poate să reziste caracterul. Pentru că dacă îl bat direct, fac level. Și eu nu vreau să fac level. Dar oricum aici pare că sunt, pare că sunt 5 metine. Și dacă sunt 5 metine, după cum vedeți voi, rezist destul de lejer. Dar eu o să mă las o omorât aici. Pentru că vreau să bat toți mobilii de dinainte, să donăm XP-ul. Pentru că n-am mai md să iau o inelă, inelă anti-XP, în sărăci, AE. Uh, și da, Revenim cu rezultatul să vedem ce facem și noi în orele astea de, de farm sau poate vă arăt după fiecare metin spart ce rezultat avem de la fiecare buchet și cred că asta vom face. Bun, am coletat și cărțile, nici o piatră bună, nici o fasole. Hai să vedem cărțile, camuflaj, incizie triplă, lovitura spiritului, atac forțat și ultima carte, vortejul dragonului. Hai că am văzut buchetul ăsta și am văzut acolo un drop frumos. Am văzut-o, uite asta, moștri plus 4, bun, N am mai picat o, o piatră bună de nu mai știu când, dar aparent s-a revanșat și mi-a dat și mie un monștri plus 4, bine, nu cred că sunt foarte scum, mai bine era dacă era grabă, dar tot e, tot e bun, uite și o carte aici și hai să vedem, suletul lupului indigo, corup rezistent, mers de fulg, ajutorul dragonului pe care îl păstrăm, mi se de foc, bă, până acum nici o carte bună, doar un tăiș din primele 10 metine, că primul buchet au fost 10 metine, nu 5. Și, și avem și o fasole, cam atât. Și mă rog, piatra asta plus 4. Da? Hmm. Bun, încă, un, încă 5 metine, încă un buchet. Ok, așa să-l aveam. Lovitură întunecată, armură vrăjită, lovitură întunecată și ploaie de săgeți. Bun, încă 5 metri în sparte, leac, talizant zburător, sfâșie, atac fulger, și să sabie. Bă, până acum gunoi de cărți. Uh, chiar, chiar slăbuțe și apropo, am început, uh, am încercat să văd dacă rezist fără să, fără să, fug sau fără să mor. Cu riscul că am făcut level, aparent am făcut doar o bilă jumate și da, l-am bătut fără să fug. Aparent rezist și la am de de 45 fără să, fără să fug. Încă 5 și mai avem doar, doar încă 5 pe, pe locul să de spawn. Bă, nimic mâncava și absolut nimic. Mă uit pe jos, poate văd vreo fasole, dar nu e nicio fasole, nicio carte bună, nicio piatră bună. Da, mai avem încă 5 și se termină și spawnul ăsta și după aia așteptăm următorul spawn. Așa că revenim de la drum. Și antena terminat și spawnul ăsta. Hai să vedem și ultimele 5 cărți de la, de la ce spawn. Până acum nimic, nimic. Și doar 4, de ce doar 4 cărți? Stați un pic. A, 6 de aici, cam o N-a fost să fie. Avem încă un spawn aici, și cred că este ultimul, ceasul e 12 jumate, nu știu dacă mai pot încă un spawn în afară de asta. Am uitat -o ceva de vreme pe aici, n-am găsit nicio fasole. Hai să vedem cărțile, în schimb, reflexie, leac, norotravitor, vârtej dragonului, atac forțat și pe asta le avem. Slăbuț, chiar slăbuț. Bun, CH2, tot 5 cărți și nicio piatră bună. Hai să vedem, nimic până acum, leac și zdrobire. Da. Încă 5 mai tine din nou doar cărți. Și hai să vedem dacă mă e vreuna bună. Gunoi, gunoi și gunoi. Bun, încă 5. Hai să vedem. Foc repetat. Opa, uite, binecuvântarea se depăstrat. Atac fulger și încă o binecuvântare. Hai să zicem că e ok. Bun, mi se pare incredibil, bă, că din atâtea mențele mi-a picat doar o fasole verde, frate. Chiar mi se pare pe bune, incredibil, având vedere că drop am pe mine, nu știu, mă așteptam să pice mai multe, mai multe fasole. Am bătut, cred că, undeva la 100 de metri, gen. Nu știu, mi se pare foarte, foarte, foarte puțin. În fine, hai să vedem. Armură vrăjită, puterea vieții, uite încă cu o cuvântare, care e ok să zicem. Și ultima, Ioreș. Da, nu știu, doar o, doar o fasole pe mine asta, mă, mă, nu știu. Nu, deci nu vine să cred, efectiv, că a picat doar o fasole. A spar și ultimul buchet din acest uh, spawn. Din nou, nicio fasole, nicio piatră, doar cărți. Hai să vedem, zdruncinare, nu știu ce cu clopotos aici. Atac fulger, reflexie, zdrobire și atac fulger. Doar gunoi. Mai am încă 15 minute de eveniment, este 12.45 ceasul. O să mai dau o tură de, de vale să văd dacă mai găsesc vreun, vreun spawn și dacă nu mai găsesc, Ca e, ne oprim aici. Momentan avem o fasole, un plus 4, un tăiș, un ajutor dragon și 3 binecuvântări, 4 binecuvântări. Nu am parmă la tot evenimentul, am uitat și la meci, la steaua cu Mityland. Am mai avut și niște treabă o alta, să zicem că vreo o oră jumate am stat la eveniment, cam așa să zicem. Oricum, slăbus, destul de, destul de slăbus drop-ul, mergem, vreau să mai dau o tură așa de, de vale și în cazul în care găsesc încă un spawn, revenim de la drop. Am mai dat câteva ture de, de vale, n-am mai găsit nimic, s-a făcut deja 1 și 6 minute, deci nu mai este eventul activ, așa că băgăm și noi o schimbare în titan. Să vedem, ne trebuie doar imun. acum Dumnezeu cum cu la. bam, și avem Gherla. Și ca încheiere așa, vreau să facem un Robin legendar. Avem două ani ce m-am uitat pe piață, cel mai profitabil antic în care aș putea să dau este Rubinul. Am băgat 6,8 toni, o legendară e 10,3 sau 10,4, ceva de genul, adică puțin mai multe 3 antice. Hai să vedem ce baba, avem ghinion și nu, nu îmi doresc vraja karma. Până acum, când mai zis că am avut ghinion, am avut noroc. Hai să vedem dacă avem și de data asta. Rafinare pe dragon, ok, bam, 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 și evident a reușit ca de fiecare dată când mi-a zis baba că am uh, ghinion. Mereu am avut noroc și având în vedere faptul că a reușit la legendar, am avea profit undeva la 350 3160 pe acolo, pe undeva, așa că o să investim și noi 3.50-3.60 în, cred că niște coliere lacrimă, cel sau niște brățări. Să vedem ce repreză mai bun pe piață, iar în cazul în care nu are niciun preț bun pe piață, nici coliere, nici brățara, vedem, noi băgăm într-o altă piesă de alchimie. Așa că ne revedem direct de, de la fiar sau de la alchimist. Bun, ceata ta că am investit mai puțin decât am zis, am investit undeva la 2 și vreo 20 de caca, cred. Pe acolo, pe undeva 2 ani 20. Am luat 10 coliere de, de lacrimi plus 7, era 20 de caca bucata, foarte, foarte bună la preț. la plus 9 e 4 ani, deci e jujuc. Și m-am uitat și la brățări. Brățarea la crema cererea și 40 de k plus 7 și 7 unii plus 9. Adică ies mai bine dacă fac coliere decât dacă aș fi dat în mână în brățări. Așa că, hai să vedem. Avem 10 bucăți. La alchimia am avut noroc. Hai să vedem dacă avem și la, și la fierar. Eu sper că da. Acum, da, să vedem dacă vrea și Chelios, să ăsta nenorocit. Let's go. Bam. Am început direct cu stângul. Două eșuări. Avem primul colier plus 8. Eșuat. Două coliere plus 8. Eșuat iar. 3 coliere plus 8. Bă, nu e rău. Eșuat. Hai încă unul măcar. E bine. Avem 4 coliere plus 8 și ultimul a eșuat. Bă, nu mi se pare rău, sincer. Din 10 plus 7 avem 4 plus 8, chiar, chiar, nu mi se pare rău. Din 4 plus 8 ne trebuie și 9, 1 plus 9, domnule Fiar, Eu cred că nu ar trebui să fie așa greu. Acum, hai să vedem. Prima bucată a ieșuat. Ok. Al doilea colier a ieșuat. Al treilea colier a mers bine, mă, chat. Bine. Și ultimul, bam. Așa, n-a fost fie, măcar a ieșit un colier, suntem pe plus, am făcut undeva la aproape dublu, unul în 70 pe plus, plus și la Ferrari, plus și la Alchimista, Asta a fost o zi destul de, destul de productivă, dacă mă întrebați cu mine. Și asta a fost și două chat, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și pe un like, un share, un subscribe și follow pe Instagram pe care l sunt jos în descriere. Eu o să mă duc acum să-mi bag din nou armora și brățara la 6-7. Și a fost eu, vă pup, ne revedem la, la următoarele vă pup, ceau, pa, pa!